Începutul vine, se pare, din antichitate. Gânditorii greci erau conștienți de faptul că își pot controla sau observa anumite vise chiar în timpul desfășurării acestora. Și după ei, mulți alții. De aceea, dorința de a descoperi cum se pot iniția, controla sau utiliza în mod practic aceste vise lucide nu este una nouă, ba chiar dimpotrivă. Nou este produsul acesta, o simplă mască de dormit dotată cu 6 LED-uri de mică putere, menită să se aprindă într-o secvență pe care creierul tău poate fi antrenat să o recunoască. LED-urile se vor aprinde în perioadele cele mai propice apariției viselor lucide, în fazele de somn superficial, celebrul REM, dintre orele 5 și 8 dimineața. Dispozitivul are mai multe opțiuni programabile, printre care patternul cu care vrei să se încarce inițierea visului lucid, fiind 13 modele la alegere. Apoi, timpul de la apariția mișcărilor rapide ale ochiului până la încercarea de inițiere a visului lucid, numărul de încercări, viteza de reproducere a semnalului și strălucirea LED-urilor. Proiectul a pornit în urma unei cereri de finanțare. Inițiatorii lui își planificaseră să strângă 35.000 de dolari, dar, până la urmă, au plecat acasă cu peste 500.000 de dolari. La ce folosesc visele lucide, mă întrebați? Unii artiști, ba chiar și programatori, spun că astfel își găsesc inspirația. Alții reușesc să descifreze secrete, să rezolve probleme, să primească intuiții extraordinare și chiar premoniții despre persoane cunoscute. Dar cei mai mulți oameni care încearcă să experimenteze astfel de vise se mulțumesc să se joace de-a supereroii, să zboare sau să savureze în mod conștient teribila experiență a unui vis colorat în care limitele realității nu mai există. Iar la 95 de dolari sau vreo 78 de euro, toate acestea sună ca o distracție extrem de accesibilă.